Survivor România 2022 Show erotic, dansuri lascive și party cu alcool Început de senzație la Survivor România 2022 În loc de șerc și igoane, concurenții care au ajuns în junglă au dat mare party cu alcool, dansuri și atingeri lascive. Un adevărat show erotic s-a încins în Dominicană. Protefele a făcut mari surprize concurenților de la Survivor România 2022 încă de când au ajuns în junglă. În loc să fie așteptați cu șerp și igoane, cum ar fi crezut, aceștia au fost aduși la o vilă din Dominicană pe stil mare. Mai precis pe lux și pe opulență. Cei 24 de concurenți au fost îmbarcați în mașini de capotabile și duși la o vilă unde a început distracția. Acolo concurenții îmbrăcați în costume de baie s-au pus pe show, cum știau cel mai bine să facă în fața camerelor. Faimoșii s-au dat în stambă. Șampania a curs valuri-valuri, iar solistele și divele din showbiz au împeut să-și arate talentele, care mai de care. Au dansat la sciv pe lângă concurenți. Nu ne așteptam la așa o petrecere. Ne așteptam să fim trimiși direct în junglă, a spus unul dintre războinici. Andreea Tonciu, o să mă vedeți fără machiaj. Andreea Tonciu, neliniștită, a aruncat mânușa ca de obicei. Eu am o problemă de aia am venit aici. Eu îmi editez pozele, dar acum, dragă, o să aveți ocazia să mă vedeți așa cum sunt. O să vedeți pe Tonciu fără macap, fără machiaj, a spus Tonciu.